ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 2 mai 2024 și continui lucrarea de ieri, dar am venit la o colonie la care am pus strategie de a crește foițe și să vedem dacă le-a crescut. Să văd că de ceai nu s-au atins, ăsta era oarecum blocat și în mare parte s-ar putea să găsesc boci la el. S-ar putea acest lucru, dar n-ar fi nicio problemă. Facem imediat roișori dacă ar fi așa. Iată ce mare este. Este măricel ăsta. N-a vrut să consume ceaiul. Mai puțin așa. Eu pe ăștia care nu vor să consume ceai, îi cam suspectez, ori îs prea plin cu miere, ori ceva e cu ei. E plin, e mare și frumos. Dar să văd dacă mi-au construit foițele, că nu prea s-au atins de foițe. Știți ce înseamnă asta? Că nu s-au atins... Nu s-au atins de foițe. E clară treaba. E clară treaba. Și ce se întâmplă când nu crește foiță? Înseamnă că e în friguri. Ia să vede. Data trecută am găsit un o botcă cu un ou. Un ou avea el. Nici n-are rost să-i mai pun foița, dar are foarte multă miere căpăcită. Să văd cât a construit din foița asta. Ia să vedeți ce are aici. Miere. Iată ce frumos. Trebuie extras ăsta, da? Foarte, foarte fain. Dar de foiță nu s-a atins. A băgat miere unde a putut. Ia să văd cât a construit din foița asta. Acolo anemic, așa, iată. Trebuie verificat, fiindcă s-ar putea să aibă boci. Este primul de acest gen, ca să aibă boci. Așa. Foarte multă. El nu mai are niciunde să depoziteze miere, aia e treaba, da. I-am dat eu foițe, dar nu l-a ajutat cu nimic. Iar acum, dacă nu găsesc boci, toate că mă îndoiesc, dar vede, trebuie să verific acest lucru. Totul e blocat cu miere. Aici avem boci, da. Stați să mă uit eu mai bine. Da, sigur sunt boci aici, doar că se mișcă rama. Iată-le. Boci căpăcite. Da, vedeți ce simplu scapă în roire. Eu acum nu prea ai ce să-i faci lui ăsta decât să-l divizezi. A făcut bocile astea într-un loc în care nu prea e ideal. Deci nu prea aceste regine, așa zise, carpatine, sunt foarte roitoare. Foarte roitoare.
am stricat botca și s-au adunat grămadă acolo. Bun. N-am avut așa roi timpuriu, adică roi natural, așa timpuriu. Normal, nu stau acum pe gânduri. Să văd dacă are ceva boci mai frumoase, dacă tot o să fac roi din el. Aici ce are în partea asta, nu e ceva de ținut. Iată încă una mare aici. Asta e de sa. Repede s-a întâmplat lucrul ăsta, adică în câteva zile. Nu știu dacă e o săptămână. Mă uit și după matcă. Și după matcă. Nu știu dacă, dar nu cred că a roit încă. Caut pe matcă, lipsa puietului este vizibilă, larvar pe aici colo. Acum mă uit după boci. Să văd. Aici este roasă. Da, destul de complicată situația. Mi-ar plăcea să găsesc mătcuța și aș face un roi imediat cu ea. Când muți această colonie, adică jumătate din ea, nu prea mai pleacă albina de unde o muți. Dar prima dată să caut matca și o botcă să văd. Și de botcă am nevoie. Aici sunt două boci. Am găsit, gata, botcă are faină, mai multe boci. Acum urmează, ce înseamnă, asta eu vorbesc, dar nu arăt. Deci aici am botcă faină, asta nu știu dacă e bună, în schimb am aici una superbă. Așa. Deci această ramă trebuie să o notez ca fiind cu botcă și următoarea misiune a mea e căutarea reginei. Uite, aici a eclozat o matcă. Mă, dar când au avut timp să-și facă, dacă a eclozat una, roi. N-are cum să nu roiască dacă a eclozat una. Păi azi trebuia să fi roit, dacă ai eclozat. Păi și stăteam eu liniștit așa. Bun. Iată de ce nu-mi plac mie carpatiniezile astea. De acestea, astea de aceea nu-mi plac. O grămadă de boci. Bine, că pot face un nucleu foarte, de fapt, 2-3 pot să fac din ea.
Dar ce mă surprinde pe mine, că sunt și larve, sunt și boci. Bun, acum asta o să fac, o să-l împart pe dânsul. Trebuie împărțit, asta e a doua ramă. Probabil mai sunt. Eu i-am dat foi. E multă albină încă în stup, nu cred că a roit, dar trebuie căutată matca. Aici încă sunt boci care trebuie căpăcite. Deci un stup din ăsta îți cam ia mult timp, din cauza că trebuie să cauți matca. Și de obicei nu stă în zona bocilor. Bun, deci am posibilitatea să fac doi roi plus ea 3. Asta o să fac acum. Durează un pic până pregătesc un stup. Aici sunt trântori. Multă miere. Dacă roia nu avea atâta miere, haideți că pun pauză până îl deslușesc eu pe ăsta. Deci, clar, fac doi roi din el prima dată, după care o să caut matca. Pun doar pauză și văd dacă revin. Am pregătit o ladă, aici fac doi și dacă găsesc matca o să o scot pe o singură ramă. Mă duc și aduc câte o ramă cu mâncare, deocamdată. Deci aici am albină care pur și simplu lenevește, nu mai are nicio problemă. Eu mă uit și după matcă, între timp. S-ar putea să fie un film un pic cam lung. Dacă nu văd matca în timp ce aduc albinele, atunci mai am de căutat în cuib. Și una cu mâncare aici. Aduc o altă ramă cu mâncare în partea opusă. Îl împărțim, ce să-i facem. Așa.
aduc. De data asta trebuie să caut și o botcă în caz că nu găsesc matca. O să verific foarte, foarte bine ramele. Mă uit, Celeste, te uiți după fiecare. N-ai ce să-i faci. Această botcă este compromisă. Da. Bun, vin cu altă ramă. Aici este și larvat. Dacă este vreo matcă pe undeva, dacă mai este, ar trebui să fie aici. Are și aici boci, dar sunt compromise, adică sunt stricate în mare parte. Dacă nu sunt stricate, le stric eu acum. Aș putea să le stric și în câteva zile am și eu bocile mele, căpăcițe. Și aș putea să-i dau botcă de la mine. Vreau, nu vreau acum, fac roi, asta este. Bun. Îl împart în două. Bun. Trebuie să înțelege cam ce o să fie, împart stupul. Deci ne întoarcem la stupul care a intrat în friguri. Am curățat toate bocile posibile, fiindcă am găsit o matcă. O matcă virgină am găsit. Cea bătrână a dispărut, nu știu, a roit. E prea multă albină ca să fi roit, sincer. Dar în cazul albinelor sunt lucruri din astea care nu au sens uneori. Ce voi face? I-am lăsat două foițe și undeva în 10 zile, acum este matca eclozată, deci undeva la 10 zile va trebui să avem o matcă împerecheată. Aceste măci, fiindcă
carpatine, le țin, dar n-ai ce să cer de la ele. Intră în friguri când ți-e lumea mai dragă. Renotez, mai am una pe undeva, asta e prima. Una e și asta a intrat în friguri. Îi las în pace, deocamdată nu vor mai primi nici ceai, fiindcă acel ceai are un miros anume și imită, să zic așa, feromonii măcii. Nu rămâne altceva de făcut decât să aștept. Un lucru de precizat la astfel de colonii cu regine virgine este să aveți grijă un pic la urdinișuri. Vedeți, este larg acum și la mine. Am două urdinișuri, unul închid. El se plimba pe ambele urdinișuri înainte. Acum o să-l închid pe acesta. Trebuie strâmtorat urdinișul la ele. Sunt vulnerabile, să zic așa. Chiar dacă are albină destulă, fără un feromon al reginei, albina este destul de vulnerabilă împotriva la alte albine, la vieți, la orice. Deci, indiferent de mărimea roiului, eu ce fac? Strâng foarte bine urdinișul. Ajunge să vină o altă albină, să zic așa. Îi strâng la această limită, 2-3 cm. Bun, aici este matca eclozată. Foarte repede. Ceva mi-a scăpat el mie. Așa, să trecem la roii formați. Bun, eu am o nedumerire. Acești roi formați, nedumerirea mea este în felul următor. Câte boci să-i las? Eu știu că dacă îi las mai mult de două, va roi. Mă uit. Asta mi se pare mai zdravă, nu? Eu știu, sunt două. Asta e mai fain. Asta eu stric. Nu las două măci. Nu las două boci. Am pățit-o de a roi și cu două rame, din cauza că avea două boci lăsate. Așa, aici mai am o ramă cu mâncare. Deci mâncare, puiet și botcă și gata. Roiul pe patru rame la această dată. Foarte devreme. Și aici am încă două boci. O să vi le arăt și pe acestea. Dar cântaș cocoșul mai puțin ar fi și mai bine. Așa. Aici am o botcă și aici a doua. Asta e foarte grasă, nici nu știu ce să zic. Să risc cu această botcă grasă? Ciudat. Hai să o lăsăm pe aia grasă sau pe aia slabă.
Aia slabă mi se pare mai normală, aia grasă, ia, o strică-mi pe aia grasă. Aaa, nu că m-am uitat, ia să văd în partea cealaltă ce boceară. Nu știu dacă se vede. Ia să vedem. Aha. Aici e ecluza Regina, care este în stupul mamă, să zic așa. Bun. Deci îi stric și cealaltă botcă care este aici. Bun, și rămâne cu o singură botcă. Perfect. Mâncare are suficientă. Ce mai trebuie eu să fac este să-i aduc două rame goale, nu foițe. Așa. Lambii le pun două rame goale. Bun, am adus ramele goale, deci voi avea, va avea o ramă goală deocamdată. Fiecare roi format. Bine, ăștia sunt roi forțați, să zic așa, nu nucleu de împerecheră, fiindcă sunt de roire. Punem diafragmă frumos. Lambi. Lambi diafragmă, îi acopăr. Și asta este. Gata roiul. Mai trebuie să îi aduc aceste uluce pentru tratamente. Asta acum tratament nu va mai primi decât după ce căpăcește albina primul puiet de la matca respectivă. Și aici. Foarte fain. Acum să vedem ce împerechere o să avem la ele. Oricum sunt luate în considerare, sunt măci de roire. La fel și urdinișul la ăștia trebuie foarte strâmb. Are boci, ce să zic eu, încă 5 zile, 2 săptămâni durează toată treaba de acum încolo, până se împerechează. Și aici urdinișele trebuie restrânse foarte, foarte bine, deci nu lăsăm urdinișe deschise. Și vedeți că acum este format. Mi-aduc un pic de... Să-mi aduc niște pioneze. Am eu pe aici.
Deci dacă este acum format, în mod normal, Albina ar trebui să plece de aici. Ea va sta cu minte, își formează noul cuib. Trebuie strâns foarte bine urdinișul. Așa. Și la următorul, în partea opusă. Peste noapte se va forma o nouă unitate în jurul bocilor. Cam asta este. Sper că v-a plăcut. Nu mă gândeam să intre așa, dar fiindcă Arpatina mă așteptam de data trecută de când am pus foițele la crescut. Bun, eu mai am treabă să mă mai uit la alții, dacă mai găsesc ceva. Mai filmăm. Până la următorul film, numai bine!